Ora 10 și 20 de minute, vă promiteam pe pagina noastră de Facebook că vi-l aduc în această dimineață din nou pe Cătălin Dochea, purtător de cuvânt al IPJ Dol, și iată că m-am ținut de cuvânt. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Spuneam pe pagina noastră de Facebook și iată că deja am avut comentarii toate împotriva hoților de lemne, că au fost prinși cei care vor să se încălzească toată iarna cu lemne furate sau alții care și mai rău vor să le comercializeze. Despre ce este vorba? Într-adevăr, este vorba despre o acțiune organizată ieri pe linia prevenirii și combaterii faptelor care aduc atingere Fondului Forestier Național. Astfel, în după-amiaza zilei de marți, polițiștii postului de poliție Murgaș au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor care aduc atingere Fondului Forestier Național, ocazie cu care a fost identificat un bărbat de 25 de ani din localitate, care a tăiat și secționat cu un motofierăstrău tip druj un număr de 4 arbori din pădurea ocolului Silvii Camaradia, de pe raza comunei Murgaș, satul Velești, mai exact. S-a întocmit un dosar penal în acest sens de către polițiști idolgeni, iar materialul lemnos, precum și motofierăstrăul, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și stabilirii prejudiciului cauzat. Cercetările continuă, dosarul urmând a fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Craiova cu soluție legală. Menționăm că nu este primul astfel dosar întocmit de polițiștii dolgeni în ultima perioadă, care sunt foarte activi și în virtutea planului de măsuri scutul pădurii la nivel, care se desfășoară la nivel național, polițiștii dolgeni acționează. Un alt exemplu concret îl reprezintă dosarul penal întocmit de polițiștii din cadrul postului de poliție Valea Stangiului, care în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, luni spre marți, în jurul orei 2:15 noaptea, aceștia, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza de competență, au surprins în flagrant doi bărbați de 29, respectiv 34 de ani, ambii din localitatea Valea Stangiului, în timp ce sustrăgeau material lemnos. Cei doi bărbați au tăiat și secționat mai mulți arbori, cer, plop, din esența cer, plop, gârniță, cu ajutorul tot al unui motofierăstrău, din pădurea ce aparține ocolului Silvic Segarcea, situată în comuna Valea Stanciului. Materialul lemnos, precum și motofierăstrăul, au fost ridicate de asemenea în vederea continuării cercetărilor și stabilirii prejudiciului cauzat și în acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos. Care este pedeapsa pentru furtul de lemne? Se poate ajunge și la închisoare? Se poate ajunge și la închisoare, bineînțeles. Depinde de cantitatea de lemne care este tăiată, depinde de antecedentele făptuitorilor. Polițiștii dolgeni care instrumentează astfel de dosare iau în calcul toate aceste aspecte și la final se vor face propuneri corespunzătoare către unitatea de parchet competentă. Mai departe, instanța de judecată decide dacă se ia măsura arestării preventive a respectivilor făptași. Sperăm că vor fi prinși cât mai des hoții de lemne, pentru că și așa avem puține păduri. Revenind la orașul nostru, se anunță polei în continuare, este polei, asta am observat cu toții în drum spre muncă. Vremea este foarte rece, acum sunt minus 5 grade, maxima termică va fi de 0 grade, deși se anunță că se încălzește, dar și cu acest încălzit este un pericol, pentru că zăpada toată se transformă în polei. Ce sfaturi ne dați? Poliția doljeană le recomandă conducătorilor auto să aibă o conduită preventivă, să conducă prudent, fără bruscarea comenzilor vehiculelor și să efectueze fiecare manevră doar după o temeinică asigurare. Având în vedere faptul că suntem într-o perioadă rece a anului, trebuie să circulăm cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană. De asemenea, pentru un plus de siguranță, se impune și mărirea distanței de mers între vehicule. Trebuie folosite luminile de drum și pe timp de zi. Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.
reamintim sfaturile pe care în fiecare zi polițiștii rutieri aflați în stradă le spun conducătorilor auto. Toți ocupanții autovehiculor trebuie să utilizeze centura de siguranță. Pietonilor de asemenea li se recomandă să traverseze numai prin locurile marcate corespunzător după temeinică asigurare și să evite pe cât posibil deplasarea pe partea carosabilă. Deocamdată nu ne-am confruntat cu căderi masive de zăpadă, astfel încât trotuarele să fie blocate, iar pietonii să nu aibă pe unde circula, astfel că pot folosi în continuare oamenii. Bine, cu toate acestea, trotuarele. Zăpadă nu este pe trotuare, dar sunt mașini parcate ilegal pe unde nu trebuie, dar asta este alt subiect și ține de bunul simț al craiovenilor. Ține de bunul simț, ține de un comportament civilizat și această conduită și aceste nereguli sunt sancționate de alte instituții ale statului care au atribuții în domeniul parcărilor neregulamentare în locuri interzise. Da, după cum spuneam, e alt subiect, să sperăm că conducătorii auto ne ascultă acum. Au fost ceva sancțiuni în trafic la acest sfârșit de săptămână? Pentru că așa ne-ați obișnuit să fie de fiecare dată razii. Și în acest sfârșit de săptămână au fost acțiuni ale polițiștilor rutieri, atât din cadrul serviciului rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, dar și din cadrul biroului rutier. Cea mai recentă astfel de acțiune a avut loc în cursul zilei de ieri, când polițiști din cadrul biroului rutier Craiova au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație generate de neacordarea priorității de trecere pietonilor care traversează strada regulamentar pe marcajul pietonal de către conducătorii auto. În această activitate au fost implicați 15 polițiști rutieri care au constatat numai puțin de 64 de abateri de natură contravențională în doar câteva ore, din care 21 constau în neacordarea de prioritate pietonilor de către conducătorii auto. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate ridicându-se la suma de 21.315 lei. Totodată, polițiștii rutieri au reținut 25 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice și au retras două certificate de matriculare din cauza defecțiunilor tehnice constatate la autovehiculele oprite în trafic. Un exemplu în acest sens îl reprezintă cazul unui tânăr de 18 ani din Craiova, care a fost depistat conducând autoturismul pe bulevardul Decebal din municipiul nostru și nu a acordat prioritate de trecere pietonilor care traversau regulamentul strada. În acest sens a fost sancționat contravențional conform prevederilor OUG 195/2002 republicată. Dar în ceea ce privește pietonii, au mai fost făcute controle? Da, și în ceea ce privește traversările neregulamentare ale pietonilor au fost efectuate controle și au fost desfășurate activități. Doar că acolo de obicei primesc câte o mustrare și sper să... Au fost aplicate și amenzi contravenționale și sancțiuni contravenționale în acest sens. Chiar săptămâna trecută mi-aduc aminte că am mediatizat o astfel de acțiune a polițiștilor biroului rutier care au luat măsura sancționării contravenționale pietonilor care nu traversau pe marcajul pietonal, care traversau prin alte locuri interzise și astfel se expuneau atât pe ei și pericolelor, cât și conducătorii auto. Pe conducătorii auto care, evitându-i, puteau să facă un accident cu urmări tragice. Revenim în câteva momente, imediat după publicitate. Este ora 10:35 de minute, am revenit în direct cu Cătălin Dochea și vorbeam despre faptul că ieri a fost o acțiune cu privire la prevenirea accidentelor pe trecerea de pietoni. Într-adevăr, spuneam despre conducătorii auto care au fost sancționați contravențional de polițiștii rutieri ieri din cauza faptului că nu acordă prioritate pietonilor care traversează pe marcajul pietonal. De asemenea, luni, 15 ianuarie, a avut loc o acțiune preventivă a serviciului rutier împreună cu, care s-a desfășurat împreună cu colegilor din cadrul biroului rutier municipal și ai celorlalte formațiuni rutiere din județ. Aceștia au desfășurat o activitate pe principalele drumuri naționale și europene de pe raza județului Dolj în scopul prevenirii și combaterii încălcărilor regulilor de circulație de către pietoni. Nu, polițiștii rutieri iau în vedere și pe pietonii care nu respectă regulile de circulație. Cu această ocazie au participat la activitate 37 de polițiști care au aplicat numai puțin de 180 de sancțiuni contravenționale, dintre care 104 au fost aplicate pentru traversări neregulamentare
și 76 pentru constatarea unor alte abateri. Valoarea sancțiunilor contravențuale aplicate de oamenii legii a fost de peste 25.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut și 5 permise de conducere și au retras un certificat de matriculare. Și nu a fost singura acțiune a polițiștilor craioveni, pentru că, așa cum am spus și noi la știri, ați avut mai multe acțiuni. Ați prins pe cineva care a înșelat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei printr-o serie de operațiuni fictive cu cereale, dar mai multe ne veți spune în momentele următoare. Într-adevăr, este vorba despre un mandat pus în executare de polițiștii doljeni. Săptămâna aceasta a avut loc o acțiune pe linia persoanelor urmărite în temeiul legii, organizată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăriri și biroul supravegheri judiciare, care l-au depistat pe respectivul bărbat de 64 de ani din Craiova, persoană pe numele căruia Tribunalul Dolj a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii de 6 ani pentru comiterea de infracțiuni economice, acesta cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 3.224.569 de euro. Bărbatul a fost introdus în penitenciarul de maximă siguranță Craiova de către polițiștii doljeni. Din păcate, vreau să completez ceea ce a spus puțin mai înainte, că instanța a dispus ca acest prejudiciu de 3 milioane de lei să fie achitat de inculpat, cu toate că acesta nu are niciun fel de bunuri pe numele său. Așa că este puțin probabil să fie recuperat. Dar asta nu ține desigur de poliție. Polițiștii și-au făcut datoria. Exact, și-au făcut datoria, asta este cel mai important. Și a mai fost un mandat european de arestare, am primit noi în buletinul de presă. Într-adevăr, mai este vorba despre cazul unui tânăr de 19 ani, care în data de 16 ianuarie a fost depistat de aceiași polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, compartimentul urmăriri. Aceștia, în colaborare cu colegii noștri din cadrul Poliției Municipiului Băilești, au organizat și executat o acțiune pe linia depistării persoanelor urmărite în temeiul legii, ocazie cu care în municipiul Băilești a fost identificat acest tânăr de 19 ani din localitate, pe numele căruia autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru comiterea unei infracțiuni de tâlhărie. Persoana în cauză a fost prezentată parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis pe numele acestuia, tot în cursul zilei de ieri, o ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, tânărul fiind introdus în centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Dolj. Îți mulțumesc foarte mult pentru precizări și ne reîntâlnim cât mai curând pe 103,6 NFM, fie cu tine, fie cu colega ta, Mihaela, dar cred că după acea dată liberă pe care majoritatea oamenilor o vor avea, dar noi nu aici pe 103,6 NFM, vom fi alături de cei care ne ascultă. L-am avut alături de mine pe Cătălin Dochia, purtător de cuvânt al IPJ Dolj. Îți mulțumesc, Cătălin. Să rămână și eu, vă mulțumesc. Reina Vox, avem în continuare Iubește-mă, iar de la ora 11 începe Best of the Band, astăzi oră întreagă cu Kelly Family. Sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o zi minunată. Radio Horion, pe frecvență cu tine. Tine.